găsit la o nouă ediție a podcastului Drumul către medalii, podcastul Agenției Naționale pentru Sport, realizat în colaborare cu Televiziunea Română, căreia îi mulțumim. Astăzi, în studioul podcastului, este poate cel mai sexy polițist din România. Este un titlu care mi-a plăcut foarte mult și o să-l completez. Poate cel mai sexy polițist din România, la 44 de ani, un mascat e campion mondial la bodybuilding 90 de kilograme. Doamnelor și domnilor, astăzi în studio l-am pe Albert Mufturel, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Eu vă mulțumesc frumos, bună seara, bună seara noastră spectatorilor. Mă bucur foarte mult sau sunt onorat că mă prezint la emisiunea noastră. Doamne, și ce ochi are, este criminal, deci are ochii albaștri, o să încerc să nu mă pierd în ochii lui. Da, Albert, ai o carieră impresionantă în spate. Pe lângă palmaresul tău din sport, pentru că ai urcat pe scena primului concurs în 2019, la îndrumarea uneia dintre prietenii tăi la Cupa României, ai fost scafandru, timp de 16 ani ți-ai desfășurat activitatea în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, în calitate de comandant al echipajului de descarcerare, iar de la 1 martie 2021 activează în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți. Deci este unul dintre mascații, să zic așa. Interesant job, ce să zic. Asta, toate joburile sunt foarte frumoase, partea de descarcerare și scafandri de la ISU a fost meseria mea de suflet, mi-am dorit foarte mult să fac treaba aceasta, partea de descarcerare mi-a plăcut mai mult, partea de scafandrerie a fost o provocare, la 30 de ani am zis să văd dacă pot să trec probele sportive de la Constanța, la centrul 39 scafandri. Am reușit să trec probele, am terminat cursul, după ce am terminat cursul ne-au activat în drobeta turnul Severin ca și scafandri. Intervențiile erau foarte, foarte dificile pe Dunăre. Ne-am descurcat bine, atât eu cât și colegii mei din echipă. Este o mare provocare să faci scufundări în Dunăre. Este un mare risc. Un mare risc. Da, este un mare risc. Poți să spun, curenții care sunt foarte puternici. Foarte puternici și vizibilitatea zero. Tot felul de obiecte în care puteai să rămâi agățat. Și plus impactul din punct de vedere psihic al victimelor care le găseai sub apă. Dar dacă îți place ceea ce faci și faci cu plăcere, treci cu vederea peste tot. Și ca o curiozitate personală, care a fost cea mai mare adâncime la care ai coborât? 31 de metri în mare. În mare. 31 de metri în mare. În simulator ne-am dus până la 45 de metri. Uh-huh. Ai făcut și scufundări cu echipament de la, cu alimentare de la suprafață? Nu, deci alimentarea de la suprafață fac cei scafandri grei, care trec peste 40 de metri adâncime. De acolo cei de la EOD, Explosive Ordnance Disposal, sau forțele speciale, nu? Da, forțele. Centrul 39 de scafandri este mama scafandrilor din România. Acolo sunt cei mai buni scafandri. De la Constanța, nu? De la Constanța, da. Și chiar sunt foarte buni și am avut un maestru care ne-a instruit foarte, foarte bun. Eu îi ziceam Agvilă, și pe uscat și pe apă era la fel de bun. O să dezbatem împreună toate subiectele. Avem, iată, Albert are foarte multe povești interesante de viață și în afara scenei. Avem aici pe pupitrul nostru ultimul trofeu, este ultimul, nu? Da, da, da. Impozant, locul 1, campionatul mondial. Cred că este cel mai, sau unul dintre cele mai muncite trofee. Cel mai muncit trofeu este cel de pe masă, campion absolut în 2021. Wow, medalia aceasta. Dai voie să... Da. Deschis mai bine. Da. Mama mia, deci aici trofeu, medalie, Dumnezeule. Da. Ai plâns pentru medalia asta? Pardon. Cred că mi-au dat puțin lacrimile pe scenă, dar m-am abținut. Da. Să zicem că suntem bărbați. Nu trebuie să plângem. Da, nu. Este o medalie foarte muncită. Am avut vreo 26 de participanți pe scenă din toată lumea. Și, sincer, am plecat cu un optimism foarte mare din Severin. Aveam o formă foarte, foarte bună atunci. Și am fost puțin dezamăgit, am zis că na, sunt 26 de sportivi, dar am un principiu, decât să fii locul 6 din 6 sau locul 1 din 6, să spunem așa, mai bine să fii locul 6 din 26. Cu cât concurența este mai mare, cu atât e mai ok. Și spre surprinderea mea am bătut toate națiile și am ieșit campion la categorie și campion absolut la categoria bodybuilding clasic. Superb! Nu, locul tău nu mi-ar fi fost rușine să plâng. Sunt mi-au dat lacrimile. Care sunt emoții frumoase
Și cred că nu a fost prima dată în viața ta când ai lăcrimat pe o scenă. Ba da, cred că a fost prima dată. Serios? Da, a fost prima dată. Până la această medalie am fost locul 2 și locul 1. Dar am făcut un pas foarte mare, cum să vă zic, la 39 de ani, 40 de ani să te trăiești că ești campion mondial absolut, e cam greu, că nu-ți vine să crezi chestia asta. Dar dacă mă uit în spate munca care am depus-o și cum și eu și familia, s-au văzut rezultatele. Și tu și familia ai accentuat foarte frumos, da. Pentru că aici este o luptă în echipă, chiar dacă tu ești la care trage de fiare, tu ești la care se prezintă pe scenă. Dacă n-ai suportul familiei, este imposibil ca să ajungi la o asemenea performanță. Trebuie să ai suportul tuturor. În primul rând, este starea ta care o ai ultimele 3-4 săptămâni înainte de competiție, ești foarte irascibil, te-ai certat cu tine însuți și dacă persoana cu care împarți patul nu te înțelege, nu ți iese absolut nimic, poți să respecti tu ce protocol vrei, cum vrei, dar când începeau să mă ia nervii, soția îmi spunea, du-te în cameră, stai în pal, liniștește că nu ești tu ăsta și vin eu să-ți fac un masaj și vedem pe urmă, după ce trece toată nebunia. E, sună interesant, vino să-ți fac un masaj? Da, păi asta este meseria ei. A, da? Da, știți, dar foarte mult și munca este, nu vreau să exagerez cu nimic, 50-50%. Deci nu există, dacă nu ai susținere, deci am cunoscut sportivi foarte buni care nu erau sprijiniți de soții și au clacat, efectiv. Deci nu este nicio, deci dacă n-ai liniștea și nu ești susținut, au fost momente când m-am sculat pe marginea patului. Colegul meu, Marcel, care noi ne înfometăm foarte mult, stăteam pe marginea patului, aproape că plângeam și ziceam, bă, pentru ce fac asta? Deci nu mâncam carbo de o săptămână, două și zic, mă, pentru ce fac asta? Și hai că mai puțin, hai că trece, mai nu știu, ți-aduc niște apă, ți-aduc. Deci dacă n-ai susținerea asta, nu, ești clachez, cât ai fi de puternic? Dacă n-ai susținerea și dacă nu ești și tu suficient de puternic din punct de vedere mental. Că, chiar dacă ai susținerea familiei, dacă tu nu e suficient de puternic, mentalul tău nu este pregătit? De pregătit, cum să vă zic, în momentele alea, corpul tău simte că moare, efectiv. Și atunci se activează toți senzorii, absolut tot, ca să-ți spună că, bă, fă-i ceva, că nu e ok. Dar dacă mai ai pe cineva care să te streseze și în momentul ăla, cum spunem noi români, o iei cu capul. Știți? Și nu e ok. Dar dacă ai susținerea și vezi, tot timpul când am plecat la competiție, când am ieșit pe ușă, i-am cerut scuze pentru toate jignirile pe care le-am adus sau ieșirile care le-am avut și ei și fetelor și am spus că o să revin cu o medalie. Uitându-mă așa la tine și la structura ta, n-aș spune că prima dată când ai urcat într-un concurs a fost în 2019, zice că ai o carieră îndelungată în spate. O să vă spun și cele mai importante titluri din cariera lui Albert. În 2020, deci un an mai târziu, a fost finalist la campionatul Balcanic Open Master. În 2021 a devenit vicecampion european Master Bodybuilding Classic Master, campion european bodybuilding classic, campion mondial bodybuilding classic, vicecampion mondial la culturist la 90 de kilograme, în 2022 vicecampion european la culturism 90 de kilograme, european classic bodybuilding, aici sunt foarte multe titluri, vicecampion mondial classic fizic, o să-mi explici tu care sunt diferențele dintre aceste categorii, vicecampion mondial bodybuilding classic, medaliat cu bronz la bodybuilding 90 de kilograme, loc 2 classic fizic în cadrul Arnold Classic Europe, finalist la Open Bodybuilding în 2023, iată cel mai printre cele mai noi titluri, campion mondial bodybuilding la 90 de kilograme, vicecampion la campionatul Pan-American care a avut loc în Miami la Classic Physic și campion la campionatul Pan-America ce a avut loc tot la Miami la Bodybuilding Open, sunt doar câteva dintre ele, a adus aici două dintre medalii și cel mai important trofeu și cea mai importantă medalie, cum spunea și el, muncite, o carieră cu mult efort, cum ziceai și tu, te-a susținut familia. Cum ai reușit să și cum reușești să mergi la atâtea competiții într-un an de zile? Am crezut că oarecum pentru un culturism
credeam că doar două competiții de ani sunt posibile. Adică este greu să-ți menții forma, să faci sacrificii tot anul. Deci nu vorbim aici numai de antrenamentele din sală. E vorba de regim și... Da, la un moment dat corpul nu mai răspunde. Deci la un moment dat orice ai încercat să faci, dacă duci... Eu cel mai mult am dus trei competiții, dar s-a cunoscut cea de la Arnold la campionatul mondial, s-a văzut și rezultatul. Au fost foarte aproape în 2022. Uh-huh. Efectiv, îmi simțeam corpul din punct de vedere al sistemului nervos foarte obosit. Deci nu mai răspundeau. Receptorii erau saturați, nu se mai putea face nimic și... Dar am tras de mine și de asta în 2023 n-am participat la europene. Am vorbit cu domnul antrenor de la federație și am spus că vreau o pauză să-și revină corpul. Dar mai mult de două competiții nu poți să duci pe an dacă vrei să ai o formă mirifică sau să fii în top 6, cum spunem noi. Munca este, dar e o singură treabă care trebuie să o știi. Dacă o faci din plăcere și ceea ce îți place, trebuie să-ți iese. Dacă faci doar de dragul de a face și să vadă altcineva sau să vadă oameni, nu-ți iese. Dar, Albert, tu ai și jobul tău curent. Cu atât mai greu este să te ții și de antrenamente, să ai un regim corect alimentar, dar să nu uităm totuși că el se trezește la 5, la 6 dimineața, se duce la muncă, când termină muncă, probabil că te duci la antrenamente și la 2-3 noapte, pentru că lucrezi la SIAS și atunci misiunile apar probabil și peste noapte. Da, da, da. Uh-huh. Exact ce explicam. Dacă îți place ceea ce faci, poți să le duci. Poate sunt din puțini români care am făcut meserile care îmi plac, deci chiar mi-am dorit de mic să fiu pompier, deci asta mi-am dorit de mic. După ce am trecut la SAS, mi-am dorit tot la fel, am un colectiv foarte, foarte ok, dar dacă îmbin utilul cu plăcutul, nu există, nu pot, nu vreau, deci dacă le îmbin și îți faci totul ca la carte, un simplu exemplu, nu știu, cred că la Cupa României sau la Naționale, în 2019, înainte cu o săptămână am fost plecat în cara și am avut un necat. Deci înainte cu o săptămână de competiție. Uh-huh. Deci am venit din cara și a doua zi m-am urcat în mașină, am plecat la competiție, am luat locul 1 la competiție. Dar atâta timp cât știi să-ți organizezi, să-ți faci planul alimentar și să-l respecti, deci asta nu vine decât în momentul când îți place. Dacă nu-ți place lucrul respectiv, nu ai cum să-l faci. Se pare ușor. E ceva care îți vine de la tine, îți vine de la sine. Deci este ceva care, ca și cu bicicleta, te-ai urcat pe ea, dai la pedale și merge. Da, tu o spui cu atâta lejeritate. Știi, m-am surprins, ok, când m-am documentat despre Albert, pentru că trebuia să aflu mai multe informații, lucruri pe care nu le știam. Am zis, cum adică, ok, a fost scafandru, dar acum este luptător SIAS, cum vine asta de la... cum ai făcut acest switch între cele două meserii? Sunt, să zicem, sunt asemănătoare, pentru că riscurile sunt foarte mari. Poate îmi place adrenalina, deci este una din lucrurile care mă atrage foarte mult atâta timp, dar mi-am dorit de vreo 5 ani, nu am reușit să plec din cauza, nu mi s-a dat drumul de la ISU și la un moment dat am găsit portița, am reușit să plec și nu regret treaba asta. Deci colegii de aici sunt foarte ok, mi-am făcut treaba pe partea de a salva vieți 16 ani de zile, zic, și acum sunt pe partea elaltă de oameni care calcă greșit. Hai să ne întoarcem acum un pic la cariera ta sportivă. La 10 ani ai intrat în Clubul Muncitoresc Drobeta pe disciplina sportivă box, da, pe care l-ai practicat 2 ani la nivel de amatori. Interesant. Da, 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 da. Deci, pe vremea noastră erau cluburile sportive care erau un colectiv. Era box, era judo, era haltere, din ce mi-aduc eu aminte, uh-huh, și urcam scările, era sala de haltere și auzeai fiarele acum, drumcinau și auzeai pe ei cu murlă, cum era Edi Belanim, antrenorul meu care a fost la început, urlea, făcea, și m-a impresionat foarte mult. Și la un moment dat am intrat, am zis dacă pot să vin și eu, erau foarte duri oamenii atunci, nu erau cazuri. Ai intrat să dai bună ziua, bună ziua, ai dat belea, ai căpătat. Da, și... În momentul ăla s-a atașat el de mine, nu știu, s-a făcut o legătură între noi și a zis, bine, poți să vii la sală și uite, de mâine te apuci de antrenament. A văzut că îmi place foarte mult, după vreo lună de zile a pus el mâna pe mine și am început să fac powerlifting. Deci pe la... 14 ani? Câți da, 14 ani, m-am operat imediat de apendicită din cauza efortului, uh-huh, și m-am întors înapoi pe la 16. La 16 ani am început în forță partea de powerlifting. La 18 ani aveam niște rezultate foarte bune pentru juniori,
dar neavând partea financiară, neavând clubul afiliat care se tăia, nu se știa, nu erau poate informații, nu era internet, nu era nimic, nu am putut să particip la campionatul național de powerlifting. Am continuat până la 22 de ani, la 22 de ani am fost într-o formă maximă din punct de vedere forță și la 23 m-am accidentat la spate. Am accidentat, am obținut o discopatie lombară și am început să mă reprofilez pe bodybuilding. Am obținut niște forme la nivelul în care puteam eu și cunoștințele mele și după, în 2014, am colaborat cu Chira, Marius Chira. Dar ca și colaborare era doar pentru mine. Nu o să particip, nu o să... Și la un moment dat el mi-a zis, bă, dar tu de ce faci treaba asta? Respecti toate protocoalele, respecti... De ce nu te duci la un concurs? Păi zic, eu sunt de concurs, mă. Și a zis, păi cum să nu fii, mă? Uite, încearcă cu un concurs mai lejer, Cupa României și așa mai departe. Și s-a dovedit că a avut ochiul foarte bun și de atunci am stat numai pe podium din 2019. Asta a fost cariera mea de sportiv până aici. Până aici. Vedem de acum încolo ce urmează. Spune-i înainte de, e adevărat, înainte de începerea emisiei, că peste 4 ani te pensionezi, vrei să te retragi din cariera. Da, peste 4-5 cariera... ani o să am vârsta de pensionare. Mi-am făcut un club în Drobeta, Turnul Severin, mi-am dorit foarte mult să promovez sportul. La urmare, domnul Tonceanu, domnul președinte Tonceanu, mi-a zis să-mi fac clubul pentru că e mai ok așa. Deja am 10 sportivi care o să vin cu ei la naționale, deci din Severin. Vreau să merg pe latura aceasta, să antrenez și să promovez sportul, partea de culturi și fitness în Drobeta, Turnul Severin. Suntem un oraș foarte slab din punct de vedere al sportului. Deci foarte, foarte slab. Și chiar îmi doresc, pentru că sunt copii cu potențial, sunt copii care își doresc. Eu am fost unul din copiii care, dacă aveam posibilitate pe vremea respectivă, cred că era mult mai departe decât acum. Și pe copiii respectivi, cum am fost, eu vreau să-i ajut să se lanseze. Deci ești și tu un mentor, ești un exemplu pentru generațiile viitoare. Și mă bucur că ai intrat pe acest făgaș, pentru că trebuie să lași ceva în urma ta, deși cu tot ce-ai povestit până acum ai o istorie bogată în spate. Da. Acum mă repet, atâta timp cât faci ce-ți place și partea de meserie și partea de tot, n-are cum să nu-ți iese și n-are cum să nu te remarci. Da, îmi place foarte mult și motoul lui, antrenează-te în liniște și lasă succesul să facă zgomot. Ai fost întotdeauna un tip foarte delicat și retras, tu ți-ai văzut de ale tale, ai rămas în continuare așa, acum și prin prisma meseriei, pentru că să lucrezi la SIAS nu este simplu. Cum reușești să-ți ții viața privată? Cum reușești să o delimitezi? Și cum reușești să le îmbini pe cele două? Timpul este foarte puțin pentru familie. Dacă asta întrebați, este... Pentru familie este... S-a pus foarte puțin timp în ultima perioadă și îmi pare rău treaba aceasta. Ce înseamnă foarte puțin timp? Adică ne vedem doar seara, înainte de culcare, oră, două și atât. Ajungi acasă la cât? La 9 seara? La 10 seara? La 9-10. Ajung acasă, de la sală, dar cred că ăsta este stilul de viață acum, în momentul de față, așa cred eu. Tras speranța când te pensionezi că o să ai mai mult timp? Teoretic, în 2022, după europeni, eu am vrut să mă las. Ca să vă spun sincer, să te lași de ce? De culturism, adică să nu mai particip. Să te nu mai particip. În viața sportivă. Asta a fost doar pentru familie. Dar nu mă regăseam. Și cum v-am spus, având o femeie puternică în spatele meu, m-a simțit. Și a zis, mă, de ce faci asta? Zice, ți-e rău? Ți-e zic, bă, nu. Dar zice, păi și atunci de ce nu vrei să mai participi? Că poți să mai participi. Păi, uite, zic să vă acord timp, să stau cu o amică, să nu știu și nu știu cum. Ce, lasă-mă că avem timp destul și de chestia asta. Dar și atunci a apărut domnul președinte Tonceanu cu propunerea de Miami, să particip în Miami și e greu să refuz asemenea ofertă. Și am reurcat pe scenă. Și nu-ți pare rău? Niciodată, deci nu mi-a părut niciodată absolut deloc. Nu sunt, omul care fac lucrurile numai care îmi plac. Uite, vezi cât de ce rol important a avut președintele federației, care a reușit să te stimuleze, să te facă să regândești situația, să te întorci. Dacă n-ar fi făcut așa, poate că
Acum nu avem... Da, cu siguranță. Este un om care trăiește momentele cu noi la maxim. Tot timpul a fost alături de noi. Știu că e trup și suflet. Da, nu spun, cum spunem noi românii, să lingușesc pe cineva, dar domnul președinte, deci federația, dacă este, și sportivii, dacă suntem la nivelul ăsta, se datorează dânsului. Uh-huh. Oricine ar spune că nu, nu e adevărat. În momentul în care mergi la o competiție, vă explic acum cum stau situațiile, deci eu când merg la competiții legate de federație, n-am cheltuit mai mult de 40 de euro. Credeți-mă. Uh-huh. Deci mâncarea este exact ce trebuie pentru un sportiv. Deci totul este foarte ok. Alte federații sau alte competiții, nu știu, nu intru acum în detaliu sau așa, toți sportivii merg pe banii lor. Sunt sportivi care vin pe banii lor la campionatele europene și mondiale. Uh-huh. Noi n-avem grija respectivă. În momentul în care ai și grija banilor, să spunem așa pe românește, e foarte greu să... Îți trebuie o liniște de plină. Și în momentul în care știi, băi, ce îmi trebuie? Mai îmi trebuie nu știu ce vitamine. Păi de unde iau bani? De unde îi procur? De unde? E foarte, foarte greu. Dar când știi că ai lucrurile ăștia, băi, eu îmi fac treaba, federația își face treaba pe partea ei și totul este ok. Deci 100% este meritul dânsului. Știi de ce zâmbeam mai devreme? Că și acest podcast este datorită domnului Gabriel Tăncean, pentru că este unul lui. Da, da, da. El a venit cu această idee și mă bucur. Am dat curs. Cum arată o zi din viața ta? Ok, ai zis că seara la ora 10 de regulă ajungi acasă. Fiecare zi, sau nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Misiunile sunt diferite. Da. Lucrez la tură de 16 ore. Dacă nu apare ceva, o zi din viața mea... Tură de 16 ore? Cum e asta, tură de 16 ore? Lucrez până la ora 1 noaptea și asigur de acasă până dimineața la ora 9. Dar de acasă, deci 16 ore de serviciu de la ora 9 până la ora 12-1 noaptea. Acum depinde dacă prin stație se dă ceva sau se aude ceva, rămânem pe poziție ca să nu ne ia timp mai mult de deplasare. Dar... programul este mult mai ok față de 16 ani la pompieri, 24 cu 48, care era foarte, foarte greu. Și misiunile, pe mine cel mai mult m-a omorat durata. Aici sunt scurte, deci foarte greu prindem misiuni să ne plasăm mai departe din județ. Sau, vă dau un exemplu, când au fost fetele din Caracal, de, cu Dincă sau nu știu care a fost de... m-a sunat la ora 5 dimineața, comandantul, vezi că mâine pleci la Caracal pentru o zi, am venit pe 3 săptămâni. Wow! Deci, nefiind pregătit pentru o durată atât de lungă. Am stat acolo, am scotocit toate bălțile care erau posibile și imposibile, știți? Doamne. Da. Dimineața mă trezesc, fac cardio, adică am o bicicletă acasă, fac cardio, pe urmă o iau pe mică de la școală la ora 12-1, vine mama pe la ora 3, în locul meu mă înlocuiește și până seara la 10 sunt în sală. Mhm. Uh-huh. Deci asta este, fac antrenamentul meu și mai am câțiva băieți cu care lucrez. Băieții care merg la competiții. Bănuiesc că au fost misiuni în care te-au și trezit noaptea din somn, te-au scos din casă? Și la ISU și la... Și. Da, uh-huh. Și la ISU și la SAS. Tot timpul, să alegi lucrurile, știind în ce te bagi, trebuie să joci. Știi că e o vorbă, fă ceea ce îți place și nu vei munci o zi în viața ta. Așa este. Deci dacă faci ceea ce îți place și te duci cu zâmbetul pe buze, deci eu pot să spun că și la ISU și aici merg ca și când m-aș duce acasă. Uh-huh. Deci nu există o... Albert are și două fete, una de 6 ani și una de 19. Da, să-ți trăiască amândouă. Mulțumesc la fel. Cred că e o familie foarte frumoasă și o armonie acolo. Este o familie ca... orice familie românească, există și bune și rele. Corect, așa e, că nu există perfecțiunea. Da, eu niciodată n-am spus, domne, era eu pe pământ. Nu, din rele înveți cel mai mult, din bune tot uh-huh. timpul te strici dacă ai prea mult bun. Da. Te-ai supus în ambele meserii riscurilor, riscuri majore. Da, mi-a și plăcut. Și asta ți-a și plăcut, da. Asta te-a și atras și te-a ținut acolo. Acum aveam un mai coleg sunt care... provocări de trăit? Nu știu, vedem. Aveam un coleg care spunea la un moment dat, bă, voi ăștia ați dat mâna cu mai mulți morți decât cu oameni vii. Aoleu! Știți? Deci ca și proverb. Da, e o chestie... Dacă nu, eu zic că trebuie să fi făcut pentru treaba asta. Nu m-a afectat absolut nimic în toată cariera, deci m-aș întoarce, dacă aș da timpul înapoi, tot același lucru aș face, deci fără nicio problemă, aceleași meserii. Un singur caz l-am avut mai deosebit, copilul unui coleg,
care s-a necat. Și când e vorba de... Deci eram o familie, când îmi spune că stăm 24 de ore acolo. Când erai pompier? Da, 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 la ISU. Și era într-o dată pe 2015, 8 august. Nu o să o iei niciodată. Eram acasă, era o duminică, era vara și ne-a sunat dispeceratul, bă, haideți că aveți un necat, uite, nu știu ce, nu știu cum, ne-au dat datele, Burila Mare, să zic, nu mai știu exact. Noi am plecat, ca orice om, e ca o meserie, nu e sa chestia aia, bă, mergem, scoatem un om mort sau... Deci dacă nu te degajezi, e o meserie. Și când să ajungem la vreo 200 de metri, îmi sună dispeceratul, îmi spune dispecerul că vezi că e copilul divan. Deci în secunda aia, cu toată bărbăția, toată tăria de caracter, a început să-mi tremure mâinile pe volan, a început să-mi tremure piciorul pe accelerație. Am oprit... Simțeai că ți se face rău. Da, nu. Cred că cea mai impact era că știam că el e acolo și dau ochii cu el. Știți? Deci nu știam efectiv. Și el nu știa că e copilul lui acolo? Ba da, el știa, știți? Doamne, Dumnezeule. Și în momentul respectiv nu știam ce să-i zic. Doar am avut o... Deci de moment, o reacție de moment, l-am strâns în brațe și am zis, Divi, până nu-l scoatem, nu plecăm de aici. L-am găsit foarte repede pe copil, dar tăria de caracter a omului acesta nu am văzut-o și nu o să văd niciodată la nimeni. S-a apucat cu noi de masaj cardiac și la un moment dat el ne strângea de mână, băi, lăsați-l, nu vedeți că e rigid, gata, nu mai, opriți-vă. E Dumnezeu, o chestie în care... Șocant. Da. Da. Cred că asta a fost singura traumă cu care am rămas. Săchelele meseriei. Singura traumă psihică, cred că fizic, din punct de vedere fizic, să faci scufundări, să stai afară, să... Asta te omoară cel mai mult. Cred. Trezează organismul și chiar dacă ai 40 de ani, te simți poate ca la 60 în anumite momente, că te sensibilizează oasele, suferă. Da, știți cum este vorba românului, apa rece, apă rece. Da. Când o simți pe corp. Este, deci stai mult timp, intri în partea de hipotermie, chiar dacă ai costumul neoprenul ăla, uscat, da, pe tine, deci chiar dacă l-ai, deci cu izolare... Nu intră apa în neopren. Sunt costume omede și uscate. Are uscate, nu intră, dar simți la mâini și la cap. Uh-huh. Deci simți temperatura apei rece. Dar cred că cel mai mult, faptul că coboară, urcă, deci decomprimarea și palierele te uzează foarte, foarte mult. E vorba de sânge, de azotul din sânge și multe alte lucruri. Albert, hai să ne întoarcem la cariera sportivă, la luminile de pe scenă, că ești campion mondial. Avem aici câteva dintre trofeele, titlurile pe care tu le-ai obținut. Că spuneam la început că în 2019 a fost prima competiție. Cum arată o zi din viața ta ca sportiv? Cum reușești să te ții și de sport? Cum reușești să-ți îndeplinești targetul? Că acum, uite, de exemplu, anul ăsta se apropie campionatul european de la Santa Susana, da, în mai. Cum arată o zi din viața ta? Cum reușești să faci și sport, să te ții și de alimentația strictă? Cu cât lucrezi, sunt curioasă, în sala de sport, câte greutăți? Foarte simplu. Mă trezesc dimineața. Da, face extraordinar de simplu. Ia să vedem. Soția îmi face toate cele 6-7 mese până le face dimineața. Ce mese sunt alea? Ce mănânci acolo? Păi, una din ele dimineața sunt fulgi de ovăz cu albuși de ou și gălbenuși. Una sunt orez cu piept de pui sau vită, cartofi cu vită sau piept de pui. Deci mâncare la pachet? Am caserolele, le înșir pe masă, sunt acolo. În momentul în care plec undeva, mă uit la ceas, mi-am luat masa care trebuie, o iau cu mine, o mănânc în mașină. Cum am și acum, de fapt, la vina noastră. Care de multe ori poate este deja rece. Da, nu. Nu mă mai interesează. Nu mai am nicio treabă cu gustul. Nu? Nu. Gustul pentru mine nu există. Eu mănânc orezul alb și pieptul alb, deci nu am nicio treabă legat de gust. Tu practic o mănânci numai ca să-ți țină de foame. Nu, îmi trebuie. Că-ți trebuie, da. Da, că-mi trebuie. Nu pentru gust, nu pentru... Nu. Deci dacă ai probleme cu gustul, nu ai ce să cauți în sportul ăsta. Sarea există în mâncarea asta? Da, dar cântărită. Deci totul se face cântărit, adică în momentul de față am undeva la 4 grame pe zi de sare. Și chiar cântărești sarea? Da, totul, absolut. Nu totul. E așa cu degețelele și pui la ochi? Nu? Am cântar de acela foarte fin și cântăresc de aur sau de ce este, de bijutier. Și cântăresc 1 gram de sare. Spuneai că acasă faci cardio. În sala de sport, câte antrenamente faci în săptămână? Mai ales că acum ești în programă de pregătire pentru campionatul european. Da, în momentul de față, sunt în perioada de cumul de masă. Fac cardio mai lejer, fac acasă. Ultimele
două luni de zile. Dimineața fac cardio la sală pe bandă. Maxim ajung, dacă nu fac cântarul, în ultima săptămână ajung undeva la 2 ore maxim de cardio, făcut, deci, constant. Și fac antrenament de forță între 1 oră jumate și 2. Cam 3 ore jumate sunt pe zi de antrenament. Păi și când ești obosit, că ai lucrat toată noaptea, cum reușești să cum te țin picioarele? Că nu există oboseală. Nu există oboseală? Nu există, trebuie să mergi. Dar tu ești robot? Nu, ești om? Dar dacă te gândești, totul pleacă de la creier. Dacă, așa este, comenzile creierului, comenzile vin de la creier. Deci, practic, la mansardă trebuie să lucrezi. Dacă gândești... Îți autoimpui mereu? Tot timpul. Deci tot timpul te scoli și spui, altă zi, hai să luăm de la capăt și să facem ce trebuie să facem. Niciodată n-am luptat cu niciun sportiv. Deci, de pe orice scenă, eu n-am luptat. Am luptat doar cu mine. Atât. La mine nu există... Sunt băieții din Slovacia... Belarus, care vorbim pe Insta, ne felicităm, ne trimitem inimioare. Deci la noi există, deci, competiția și duci și lupta doar cu tine. Dacă te uiți la un sportiv, alt sportiv, eu zic că nu o să scoți niciodată forma. Tu trebuie să fii focusat doar pe tine. Deci, asta e, deci faci abstracție practic de ceilalți concurenți care sunt pe scenă cu tine. Absolut. Dacă tu știi, până în ultimul moment când ai urcat pe scenă, că ai făcut tot ce se poate și ăla, ești mândru de tine. Nu contează ce loc e. Dar dacă știi că ai trișat și ăștia, trebuie să-ți lași un semn întrebări de treaba respectivă. Când ești pe scenă, auzi vocea lui Costel Turcea, care tot este... Tot timpul. Da? Tot timpul pe el aud și acum am și înregistrare cu el. Da? Am crezut că moare. Am urlat la mine. Da, e... Maestru, pentru mine e ceva mai deosebit, așa ca om. E ok, da, e ok. Dar tot timpul. El trăiește momentul, te zici că gata, nu mai întoarcem pe el acasă. Toată lumea. E dedicat sportului respectiv și numai noi putem să-l înțelegem. Alții nu-l înțeleg. Cred că și el este mândru de rezultatele voastre. Da, dar e și meritul lui, pentru că el ne selectează la lot. El face selecția. El face, da, el face la lege sportivi. Deci el cu domnul Gusti și cu domnul Firică. Dar el e creierul. Da, da, da. Da, care face. Da, interesant. Cu câte kilograme lucrezi la un antrenament normal? Bănuiesc că sunt zile în care lucrezi pe grupe musculare, nu? Lucrezi picioare, lucrezi brațe, abdomen sau cum e? Cum îți împarți programul? De obicei lucrez o grupă pe zi. La picioare, faptul că sunt mai deficitar, le împart în două. Într-o zi lucrez bicepsul femoral, în altă zi vadricepsul. Nu știu că zici că într-o zi lucrezi un picior. Nu? Ca și greutăți. La... haide să vorbim de piept, că toată lumea piept, zice, împins sau chestii de genul ăsta. Păi de ce? Că și genuflexiunile... Da, genuflexiunile, cel mai mult am făcut la 195... Nu, 205 o repetare. Wow. Nu, 270 o repetare, mă spuneați, la genuflexiuni. 270 de kilograme ai ridicat pe picioare? Da. Păi, da? Cred că am și o repetare? Adică... Cum? Da, o repetare, nu în vârf. 270 sau 280, nu mai știu exact. Asta după ce am avut probleme cu spatele. 270 de kilograme ridicat. Genul. Da. Și îndreptare am reușit până la 295. O îndreptare, adică... Îndreptare, de te îndrepti jos cu greutate. Da, da, da. 295. Aproape 300 de kilograme. Da, câte kilograme ai tu? Acum am 103. Deci imaginați-vă 3 ca el, practic. 300 de kilograme. Doamne, Dumnezeule. Sunt sportiv care... mult mai ușor decât mine și ridică mult mai mult. Serios? Da, care este recordul? Păi, de exemplu, la altele era, mi se pare, să nu vorbesc prostii, un turc care și-a ridicat deasupra capului de 3 ori greutatea lui. Care, ăsta e chiar un record. De, când ai depășit de 3 ori greutatea ta. La ce? La haltere, nu? La haltere, da. Na, na. Păi da, la haltere, cred că, na, e acolo... Frumos. E frumos, da, dar e diferit, cred eu. Da, e vorba și de tehnică. Acolo se blochează segmentele cu totul altceva. Cu... Sigur. Deci forța trebuie să o ai doar pe picioare și pe spate și atât acolo. Important e că la voi, pe scenă, să totul să fie sculptural și este foarte frumos un concurs. Mă uit cu foarte mult drag. Este, dar mulți oameni nu înțeleg un lucru. Deci eu pot să fac absolut totul bine, dar în ultimele 2 ore pot să-mi stric toată forma. Deci în ultimele 2 ore pot să-mi stric toată forma dacă nu fac. Deci sportul, maestria sportului acesta este faptul că trebuie să fii foarte, foarte atent la detalii.
de la mâncare, antrenament, absolut tot. Deci dacă n-ai făcut totul până la sfârșit cum trebuie, deci până în momentul în care ai pus treptul, piciorul pe treaptă să urci pe scenă, deci poți să strici totul. Dar cum în ultimele două ore îți poți strica... Te poți acoperi, cum spunem noi. Adică apare un strat de apă între mușchi și piele și se pierde taliile. Și asta se apare de ce? De la... Stres. Da? Da. Încărcarea proastă, încărcarea însemnând mâncarea care o faci, o bagi înainte de competiție. Uh-huh. Pentru că ai perioada de descărcare, perioada de încărcare. Perioada de descărcare se face, acum depinde de oameni. Eu faptul că depinde cântar foarte mult, eu încep cu foarte mult timp înainte să fac descărcarea aceasta fără carbo. Dar teoretic unul care n-are cântare începe cu 3-4 zile și 3-4 de încărcare. Când ai trecut de cântar, dacă te pui să mănânci ca românul, cum spun eu, deci pierzi absolut tot ce ai muncit de curs de 16-17 săptămâni. Wow! Da. Dacă faci greșeala să, nu știu, să iei o bucățică de... Nu, de exemplu, vă dau ciocolată, acum zic. La... Deși cred că ciocolata nici nu mai știe ce gust are. Mai știi? Nu, am gustat, nu, gust, da? Dar doar gust. Gust. Doar gust, atât, nu am nicio treabă. Când gust? Când sunt off-season. Aia e. Deci da. Câte, ai deja câteva săptămâni de când ai mai mâncat o bucățică de ciocolată. Dar nu-mi place. Nu? Nu. Mănâncă soția pentru nu-ți mine. Nu-ți place ciocolata? Nu. Tu l-ai, doamne, dar... Fructele. Deci mie fructele, mărul, deci este pentru mine cel mai preferat. Fruct. E... Te ferești oricum de fructe pentru că au zahăr. Nu, mărul e foarte ok. Mărul, ananasul e foarte ok. Bine, ultima dată, da, mă feresc de multe lucruri. Deci, ultimele două săptămâni pot să spun că fac foame. Cred. Mă înfometez. Uh-huh. Da, spuneam de asta, că înainte de un concurs, în ultimele, cu două ore înainte, dacă cumva faci o greșeală, că ai zis... Că și din cauza stresului? Da, cortizonul, care acționează asupra corpului, asupra sistemului nervos și... Trebuie să fii foarte frustrant, știi? Să știi că ai muncit atâtea luni de zile și că ești pe linie dreaptă, că mai ai o oră, două, cinci, habar n-am, și că nu ești în formă, ai făcut toate sacrificiile pământului și să urci acolo și să... Oricum este frustrant, cred că, să nu fii unul din cei trei. Nu este. Exemplu, ce am pățit eu acum la mondiale. Deci la mondiale am câștigat locul 1 la categoria care mă vedeam în top 6 și la categoria mea de suflet și de bază am luat locul 5. Motivul am stat foarte mult, a fost diferență foarte mult de zile, n-am avut cântar la mine. La cântar, când am venit, când am ajuns, aveam 86 de kg. Diferență de 3 zile am urcat cu 97 de kg pe scenă. Și m-am acoperit, m-am făcut mult prea mare pentru categoria clasic fizic și asta a fost top 5. Înainte de concurs să vă cântărește Costel? Sau? Nu. Deci avem, înainte de competiție există cântarul și măsurătoarea. Deci care se face exact pe urmă, nu mai are nimeni nicio treabă cu tine, poți. Și sunt momente când în 24 de ore am luat și 9 kg pe mine. Holo, 9 kg? Da. Și cel mai mult am reușit recordul meu să dau jos în 20 de ore 7 kg jumate. Mamă, e șocat pentru organism. E un șoc foarte mare pentru organism. Mi-aduc aminte în 2017 când am prezentat campionatul mondial de culturiști și de fitness la Bistrița. Am văzut trei sportivi care au leșinat în spatele scenei, două fete și un băiat. Deshidratarea este maximă și chiar voiam să te întreb dacă ți s-a întâmplat să te simți rău înainte de un concurs, să simți că nu mai poți urca pe scenă sau că te-ai ia amețeala pe scenă. Nu înainte de concurs, pentru că atunci ai încărcarea. E adrenalina care... Nu, e încărcarea care ai mâncare. Mi se întâmplă cu o lună de zile înainte de competiție. Neavând carbo, neavând nimic, corpul e foarte solicitat și ai senzația când te ridici din pat, dacă te ridici brusc, vezi negru în fața ochiului, stai puțin pe margine, îți revii. Mai să nu te pierzi cu firea, că e normal să întâmple chestia asta. Bine, Doamne ferește, se poate ajunge și la alte chestii în care... Să... Dezechilibre în organism, te referi, să apară sunt maxime, da. Probleme. Da. Uh-huh. Asta e riscul sportului. Așa acesta. E. Deci asta este riscul sportului. De asta cred că nu este nici așa de mult venerat. E un risc foarte mare care supui corpul. De la 2021, doi sportivi, unul a intrat în stop la cântar, o fată și un băiat și nu știu, și o fată, oricum, au plecat la spital. Au intrat în stop cardiorespirator? Da, deci fata sau băiatul a intrat în stop cardiorespirator, da. Mamă, da. Apoi... Deci gândiți-vă că corpul uman este apă. Dacă tu elimini cantitate foarte mare, sângele e marmeladă. Uh-huh. Inima pompează de
știți, cam ăștia sunt. Câte săptămâni sunt de sacrificiu înaintea unui concurs? Deci depinde de categorie. La mine faptul că am cântarul de făcut și dau foarte greu jos și trebuie să mai distrug din masa musculară, sunt vreo 4 săptămâni, 3-4 săptămâni. Dar sunt oameni care, de exemplu, am un prieten care am fost cu el la naționale, a fost și cu noi la mondiale, până în ultimul moment, oamenii care știu și privesc, a stat pe 3-4 grame de carbo. Asta e cel mai fericit om din lume să faci treaba asta. Adică să mănânci cartofi și orez și cât vrei tu, până în ultima fază de a urca pe scenă. Uhum. Pentru că are altfel metabolism. Da, da, da. Cum reușești să te mobilizezi pe scenă? Pentru că sunt anumite poziții. Arbitrii strigă întotdeauna, nu știu, abdomen sau ce strigă? Care sunt probele în care treceți? Sunt pozițiile obligatorii. Pozițiile obligatorii, da. Dublu biceps, amfora, side chest-ul, pieptul pe lateral, amfora pe spate, coapsă și abdomen și pe urmă mai sunt numărul care îl facem. De obicei, la competiții, mă focusez ori pe torcea, ori pe gustii. Le spun tot timpul... Care amândoi sunt în public. Da, maestre, sunt, nu aud pe nimeni, aud pe el și când spune rămâi așa, așa rămâi. Da. În rest, mai nu cochetez eu bine cu numărul ăla de un minut în care trebuie să prezinți tu singur pe muzică, pe nebunii de genul ăsta. E interesant. Este, dar trebuie spune să fii un făcut. Om simplu care din public se uită și vede. Trebuie să fii făcut. Mai ales la categoria bărbați, când ești femeie. Cred femeile că e interesant. Femeile nu. N-au? Nu au să prezinte. Au la fitness sau sunt Nu, ele au tot pozițiile obligatorii, dar nu au cum avem noi număr individual bărbați. Mm-hmm. Bine, este... E ok, e... Da, e fain. Până la urmă, da, este fain și asta. Ca idee. Dar nu cochetez eu așa bine cu el. Și în schimb de concentrat, v-am zis, faptul că știu că am făcut tot ce ținea de mine, există problema aici în felul și următor. Dacă tu n-ai o structură, deci poate să vină unul cu o structură foarte bună să te bată cu toată munca ta din spate. Pentru că e vorba și de structura ta cum o ai. Dacă eu sunt, am segmentele altfel sau... Adică ești norocos. Adică... Da, dacă te naști cu o structură ok, care eu, sincer, o am, deci toată lumea mi-a zis și nu mai nega asta, că am o structură foarte bună, atunci ieși în evidență. Deci toată lumea te vede și arbitri. Dar nu, dacă mergi pe ideea să urmărești ce face colegul, dar de ce arată așa sau ăștia, te urci stresat pe scenă. Nu, stai cu tine acolo, fă-ți treaba și totul va fi ok. Bănuiesc că toți colegii tăi știu că ești sportiv. Cum te-au primit la job după ce ai câștigat ultimul titlu? Am niște colegi foarte ok din punct de vedere al înțelegerii, pentru că ultimele 3-4 săptămâni sunt foarte, foarte nasoale și nu prea ești în stare să stai atât de mult cu vesta pe tine sau chestii de genul ăsta și ei tot timpul mă protejează, mă amenajează. Sunt foarte mândri de mine, tot timpul se laudă cu mine. Am un coleg care spune că e și antrenorul meu. Nu, sunt foarte, foarte ok și mă respectă foarte mult și văd sacrificiile care le fac. Cred că asta îi și face să mă respecte foarte, foarte mult. Zici că nu poți să stai cu vesta pe tine pentru că ești transpir foarte mult, da, ești irascibil. Trebuie să fii foarte atent în momentul ăla pentru că sunt multe lucruri care se pot întâmpla. Deci atât și... că nu doar soția trebuie să te înțeleagă, nu, și colegii, și colegii. Și colegii știu foarte bine, deci tot timpul nu, deci m-au susținut și aici cei de la ISU și de la poliție foarte... Nu s-a pus niciodată problema de... Totul legat până la intervenție. La intervenție discutăm altfel. Mi-ai povestit de acel moment din cariera ta care a fost, te-a marcat cu copilul. Dar cred că au fost și momente frumoase sau amuzante. Ți-aduce aminte de un moment din ăsta? Hai să și râdem, știi? De un moment amuzant? Da, bine, vă spun că e amuzant. Am avut la mare, am salvat un copil, un băiat de 22 de ani. Și îmi pupa picioarele. Serios? Da. L-am ridicat, zic, bă, băiete, ridică-te, că nu se face asta. Nu că dacă nu erai tu, eu eram mort acum. Amuzante. Pe partea de descarcerare nu găsești, nu sunt momente amuzante. Partea de scafandrerie, ne asiguram litoralul o lună din an, deci tot timpul pe sezon. Este o fel de oameni tipic românesc, să zic așa. Partea de poliție, n-am greșit niciodată ușa de când suntem noi. Nu am încurcat persoana. Dacă ai bătut la vecinie? Nu am încurcat persoana.
Până acum tot a fost ok. Da, Albert Mufturel, iată povești spumoase de viață. Viața lui este ca o carte cu multe file. Cum spunea și la început, a fost întâi scafandru, acum este luptător SIAS. Nu întâmplător, este campion mondial la bodybuilding. Anul acesta îl așteaptă cel puțin campionatul european și următoarea... Și mondial. Și mondialul, care este până final de anul, în noiembrie. Albert, îți doresc mult succes. Să rămână, mulțumesc frumos. Îți mulțumim pentru toate rezultatele tale. Și eu vă mulțumesc că m-ați chemat în emisiune. Suntem mândri de tine. Mulțumesc. Să-ți păstrezi forma, să nu te accidentezi. Aia e cel mai important, mulțumesc frumos. Da. Accidentările sunt... Da, și sincer nu cred că te vei pensiona tu în următorii 4 ani, pentru că te vei plictisi pe urmă. Nu. Deci cel puțin 4-5 ani voi sta activ, fără nicio problemă. Și abia aștept să aflu rezultatele la primul campionat, campionatul european, care va fi în mai la Santa Susana, lotul național de culturiști și de fitness. Va fi acolo prezent. Este cel mai mare lot al României, cred. Sunteți peste 40-50 de sportivi. Da. Sperăm să facem o surpriză frumoasă. Vedem. Eu cred că tot timpul am spus să fii în top 3. Când ești în top 3, acolo e vorba de finețe și de... Deja ai trecut de top 3, greșești cu ceva. Mult succes ție. Mulțumesc să nu te accidentezi, să te întorci înapoi bine, la familie. Da, domnule. Și să-i salut pe colegii tăi din cauza mea. Da, că n-am putut să mă abțin. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Vă reamintesc că în fiecare joi seara de la ora 8 avem o nouă ediție a podcastului Drumul către Medalii. Mulțumesc TVR pentru suport și nu în ultimul rând vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!